Trei copii se află internați în zona ATI COVID a Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași. Unul dintre pacienți este în stare gravă după ce a suferit o politraumă prin strivire. Medicii speră ca trendul infectărilor să rămână în faza de platou și să nu crească. În zona ATI COVID avem trei pacienți. Un pacient este un intubat ventilat mecanic. Este pacientul care a venit cu politraumă prin strivire. Un buștean a căzut peste copil. Este un pacient care se află într-o stare gravă datorită politraumei, nu neapărat a patologiei COVID pozitiv. Ceilalți doi sunt neintubați. Pe zona roșie non-ATI se află 7 pacienți pe pediatrie. Este un trend ușor crescător pe zona ATI COVID. Avem 3, săptămâna trecută am avut 1, acum suntem la 3.